vreau să fac un anunț. Noi, da. Prezentatorii Vorbește Lumea. Noi. Ia, mergi cu mine, că știu eu, să vorbesc eu numele vostru. Ne oferim voluntari să mergem la mare și să facem orice reportaj de acolo. Serios. Eu sunt chiar foarte pasionat de habitatul marin, de exemplu. Da, și eu. Da, am și un prieten marin. E mecanic auto, cu simța numărului extraordinar. Super. Până atunci însă dăm legătura iubitei noastre colege, Mădălina Luca. Bună ziua! Da, și eu am un prieten șurubel și mi-e un pic rușine cu el. Glumesc, te iubesc, Șuru. Păi dacă primiți permisie de la doamna Andreea Caranda să veniți la mare, atunci am o sugestie foarte bună pentru voi. Știți că mai devreme eram în Mamaia, la 21 pic de minute de Mamaia, este un centru de echitație superb. Au și piscină, au loc de relaxare, au loc de joacă pentru copii și o să-l rog pe colegul meu să vă arate acum că au și cazări. Nu vreți să știți cum arată cazările, din păcate noi nu putem să vă arătăm exact pe imagine, dar credeți-mă că sunt superbe. Așa că veniți aici să călăriți cai, să vă distrați, să vă relaxați, așa cum, după cum puteți observa, se pregătesc și ai noștri, Francisca și TJ Miles. Haideți să ajut. Deci, stați așa un pic să mă duc și lângă ei. Ușor cu mobila, că zgâriem parchetul. Hai, frumos. Atenție, urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Ai grijă, piciorul stângul mai întâi. El este mugurel. Și mai întâi. Așa. 3, 2, 1. Hai, Francisca, hai. Bravo. Pe partea stângă se încalcă calul. Asta e regulă, ok? Stai, că tu vorbești ca și cum te pricepi. Și o să mă duc pe cal. Da, mă pricep, am mai luat lecții, dar nu sunt profesionist. Cum avem aici un campion național, balcanic, trust me. Este în spatele nostru, dacă vă poate arăta colegul meu acum, este Emma, este... De ce mai este campion? Multiplă campioană națională și balcanică. Deci, România, sunteți super talentați, ca de obicei. Suntem și noi super talentați și dubli campion național la ratinguri. By the way, el e mugurel, el este magic. M&M. Da. Ok, eu i-aș fi spus nectarie sau ceva, dar știți tu, Andreea. Deci, știi care e chestia? La el, că l-au văzut așa mai internațional, mai cu American accent, i-au dat magic. La mine ce s-au gândit? Stai, că am o curiozitate. S-a dus, a cules roșii din seră, mugurel. E perfect. Bă, e foarte frumos. Am și eu o curiozitate, Francisca. TJ, tu cum îi spui lui magic... D sau ho în engleză sau cum se face? Wait, what? Cum adică? D! Dică! Like, cum să face, se miște calul? Da. În engleză, cum zici? Giddy up, giddy up. Giddy up. Ce înseamnă asta? Hai mai repede, like, giddy up. Adică, giddy, nu știu cum să traduc, ar fi de... Hai mă, mișcă-ți fundul, știi? Da, da, pare logic, da, e logic, e logic. Haideți să vă vedem în acțiune. Francisca... Am ceva de adăugat la acești cai, sunt de rasă, sunt niște cai foarte frumos crescuți și foarte răsfățați. La ei nu merge cum știu eu, cu Dada, ca la țară, hăi, sa, ceala, di... Nu merge cu te rog frumos să mergi. Da, de dragule, iubitule, mugurel, te rog frumos să mergi. Bun. Și avem și prințul pe calul alb. Și eu vă rog frumos să mergeți între timp. O să vreau să stau de vorbă cu domnul Neacșa Mihai. Este antrenorul echipei de călărie. Stai, mugurel, un pic. Stai și cu mine un pic, mugurel, te rog eu. Mugurel, stai. Așa. Să ne spună mai exact, mai multe despre acest sport, despre echitație. Să-mi spuneți, vă rog, pentru început, de ce este considerat un sport nobil? Este considerat un sport nobil pentru că aceste ființe sunt nobile și ne bucurăm că fac parte din viața noastră zi de zi. Ajută foarte mult la sănătate și la echilibru mental pentru cei care practică acest sport. Este un sport nobil, într-adevăr, exact cum ați spus. Bun, spuneți-mi, vă rog, de la ce vârstă ne putem apuca de echitație? Copiii încep vârsta de la 7-8 ani pentru cursurile de agrement, iar cei mici doar pentru plimbări. Dar pentru agrement de la 7-8 ani și de la această vârstă unii încep și chiar sportul de performanță. Dar spuneți-mi, este un pic agitat mugurel acum? Nu este agitat. Nu este, este doar curios. Este doar nerăbdător, curios. Deci el vrea, voi îl țineți din treabă, voi nu înțelegeți. Da. Și știi ce am vrut să adaug? Eu am fost odată la un centru de echitație. E ca o terapie pentru copii. Da, este adevărat, este și o terapie pentru copii, este într-adevăr. Da, dar îi ajută foarte mult din punct de vedere mental și al sănătății. Emoțional, da? Pentru că caii sunt niște ființe foarte, foarte docile, foarte calme. Pe cât îi vedem de mari, de fapt sunt ca niște căței mari, așa au comportamentul, sunt foarte drăguți. Francisca, eu știam că ți-e plac foarte mult caii, știam că îți plac foarte mult caii putere, pentru că ai primit acum 2 săptămâni, dacă ne aducem aminte, o mașină de pocăroșie. Nu știam că îți plac și caii. Da. Vă mai
rog acum pe ultima 100 de metri să ne arătați și noi exact cum ar trebui să încălecăm calul corect, să nu avem vreo problemă. Am încălecat foarte corect, domnișoara, pe partea stângă, piciorul stâng în scară, după da. Care piciorul peste arcada înapoi așa și se suie călare, da. Într-adevăr, copiii ajutăm cu scara, de regulă care sunt mai mici, iar ceilalți călăreți pun piciorul stâng în scară. La mine a fost nevoie de scară. La început, ei. Pentru prima dată. No, nu, fiți drăguți că știu că am un metru și o senzație, ok, m-am păcat cu gândul ăsta, e bine. Uite ce frumusețe acolo. Văd că Mugurel este nerăbdător și da. DJ stă după noi și nu vreau să vă mai țin. Între timp, Sfântul Ilie cred că este un pic supărat astăzi pentru că la noi a început ploaia, dar aș vrea cu această ocazie să-l anunț pe colegul nostru Cornel că avem hustă pe cameră să stea fără nicio nădejde. Și pentru că mai devreme știți că am fost la Stelu Enache, mi-am adus aminte de colegul nostru din regie de Stelică, te pup Stelică. Și noi rămânem aici, mai călărim un pic caii, vedem ce mai putem să facem pe la mare și vă ține și pe voi la curent. Ne vedem și mâine, când nu știm nici noi ce o să facem mâine, dar o să fie o surpriză enormă. Deci eu nu știu ce puneți la cale, acum, dar abia aștept.